de terminologie. Așa că o să zic și eu, extrema dreaptă și aș pune între ghilimele și gata. Revenim puțin la definirea prin negație. Invers, cum definește stânga, dreapta, negativ ideea de stângă? Cu ce păcate încarcă dreapta ideea de stângă? Da, este bine, nu sunt un specialist în ceea ce mă întrebați, dar încerc un răspuns. Deci dacă stânga acuză dreapta de lipsă de generozitate, aș spune că dreapta acuză stânga de lipsă de eficiență. Deci dacă ar fi să găsim așa două concepte în oglindă, contradictorii. Deci, de lipsă de eficiență și atunci dreapta poate să-i spună stângii, într-adevăr, bun, inventez acum un discurs, într-adevăr, noi nu suntem generoși, dar suntem eficienți și fiind eficienți, reușim să creăm bogăție. Și creăm bogăție, încă o dată, nu suntem generoși. Deci, ținem pentru noi cea mai mare parte din bogăția asta. Nu e asta discursul, bineînțeles, dar din prea cine. Ținem pentru noi cea mai mare parte, pentru elită, cea mai mare parte a bogăției. Însă ceva rămâne și celorlalți. Deci, cu lipsa noastră de generozitate, reușim să îmbogățim societatea și chiar dacă nu în aceeași măsură, să creăm condiții de viață mai bune pentru toată lumea. Voi sunteți generoși, deci voi împărțiți la toată lumea, numai că nu veți avea, la un moment dat, ce să mai împărțiți, fiindcă politica voastră este păguboasă. Voi nu reușiți să creați bogăție și dacă nu reușiți să creați bogăție, atunci generozitatea voastră nu servește la nimic, fiindcă veți ajunge la o egalitate în condiții de sărăcie sau, în orice caz, în condiții de viață foarte mediocre. Deci ăsta e un discurs pe care l-am inventat acum, dar nu l-am inventat chiar din nimic. Exprimă, într-un fel, ceea ce crede stânga despre dreapta și ceea ce crede dreapta despre stânga. Și în cazurile extreme, s-a verificat în istorie, nu? Este exemplu comunismului care dovedește foarte clar ce înseamnă egalitate într-un sistem complet ineficient. Înseamnă o egalitate în sărăcie. Însă, chiar politicile economice ale social-democrației nu s-au dovedit chiar atât de strălucite în majoritatea cazurilor. Deci, până la urmă, ideologia și, eu știu, sistemele care au creat mai multă bogăție, au fost și rămân tot cele de dreapta.